Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de duminică spre luni pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că un autoturism condus de o persoană necunoscută a accidentat un bărbat de 33 de ani aflat pe partea carosabilă. Ulterior, conducătorul auto ar fi părăsit locul accidentului, iar pietonul a fost rănit grav. În urma cercetărilor efectuate, șoferul a fost identificat fiind vorba de un bărbat de 30 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,39 mg pe litru alcool pur în aerul expirat și cu aparatul drug test, rezultatul fiind negativ. Bărbatul a fost condus și încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.